această curte, dar este a treia oară când o văd. Cât am fost deținut, nu ne-a scos niciodată la plimbare. Astea erau curți în care trebuia să plimbe deținuții. Adică vă țineau numai în interior? În interior. Absolut, decât la baie, o dată pe săptămână, cu apă foarte puțin călduță. Atât. Restul nu. Nu cunoșteam închisoarea, decât cunoșteam celularul, etajul 1, unde erau celule și puseseră o plasă, când s-au aruncat doi studenți acolo în timpul reeducării și au pus plasă numai. Dacă te aruncai, nu mai puteai să vii la etajul 1. Anumite lucruri sunt gravate în memorie, pentru că au fost atât de grave încât nu se pot uita. Ca spre exemplu? Ca spre exemplu, momentul de aici când au căutat să mă facă informator. Deci erau doi ofițeri de la București, unul cred că era psiholog, că m-a prelucrat. Deja am făcut seră și am să-ți arăt odată, îmi pare rău că nu trebuia să umblu cu arhiva după mine, îmi făcuseră portretul. Deținutul contrarevoluționar Izescu e inteligent, are o memorie bună, are un grad de cultură, este serios, poate fi racolat ca informator calificat cu numele de cod Costescu. În final scrie, cu toate insistențele, recrutarea eșuat să fie învățare de minte. Astea le-am aflat acum, deci ei erau siguri că mă pot... De la CNAS? CNAS? Da. Am publicat materialul ăsta în jurnalul DAR, deci cu ani în urmă. În curtea în care spuneți dumneavoastră că n-ați fost, adică asta de aici cu cruci în ea, ce simțiți acum când o vedeți? Păi cred că aici sunt crucile celor care au murit aici în închisoare. Altfel nu pot să-mi explic. Altă informație nu am. Cam sumbră imaginea. Da. Este sumbră ca și viața celor care au trăit aici în închisoare în timpul acelei. A fost un regim dur. Dacă în Polonia au fost numai 3.000 de deținuți politici și la noi sute de mii, ce popor suntem noi? Suntem la o expoziție unde nu sunt numai figuri proeminente. Nu. Sunt și străini. Și străini, și la noi au fost toate categoriile, de la țăran până la general și până la miniștri au fost în închisoare. Adică vreți să spuneți cu alte cuvinte că regimul, de la momentul respectiv, regimul comunist, nu a ținut cont de pregătire, ci a ținut cont de doar de ideologie. De ideologie, absolut. Țăranii care se opuneau la colectivizare. I-a luat și l-a arestat. Militarii i-a executat. Ce le-ați spune tinerilor, în afară de ce le-ați spus aici în expozeul dumneavoastră, despre acea perioadă comunistă de la Pitești pe care a trăit-o? În primul rând, să-și iubească țara, neamul, să nu uite de unde. Ei nu vin. Vin prin părinți acum, dar prin bunici și străbunici vin din adâncurile istoriei. Un popor care își uită tradițiile, religia, obiceiurile este sortit pieirii. Cum am mai spus, România nu e mai spațiu geografic. Este spațiu istoric, are istoria ei. Să nu ne uităm în istoria, din trecut trebuie să învățăm ca să mergem înainte. Să fim un popor demn, curajos și să nu ne plecăm, să avem demnitate și onoare națională.